Ioan și bine ați venit pe canalul meu. Vă aștept cu mare, mare drag să vă abonați acestui canal și sper din suflet să rezonați cu mesajele mele. Haideți să vedem ce spun cărțile de tarot pentru zodia Vărsător pentru luna noiembrie. Haideți să vedem ce spun cărțile de tarot pentru cei din zodia Vărsător. Haideți să vedem. Ok, s-a întors o carte. Ia să vedem. Ne oprim. Ok, avem deja un mesaj. Cavalerul de monede. Ok, o să mai extrag două cărți. Bun, 10 de monede. Și 4 de monede. Ok, dumneavoastră aveți o lună destul de bună. Ia să vedem la baza pachetului. 7 de săbi. Da, aici avem pe cineva care își vede propriul interes. Ori sunteți dumneavoastră, ori altcineva are un interes aici. Primiți o ofertă, o ofertă stabilă, serioasă, care va duce spre abundență, spre stabilitate financiară. E ceva la care țineți foarte mult. Ceva la care v-ați dorit foarte mult. 4 de monede este o persoană la care ține la economiile lui, la situația lui financiară, la stabilitate. 10 de monede vorbește despre familia tradițională, fericită, bineînțeles. Dar aici totuși există un interes. Cineva este interesat sau își dorește acest lucru. Își vede propriul interes. Ia să vedem. Da, cineva abandonează o situație. Plecați dintr-un loc care nu vă mai place sau pur și simplu abandonați ceva. Ceva care nu vă mai făcea bine. Renunțați la ceva. La obiceiuri pe care le aveați până în momentul de față și acum vă doriți stabilitatea. Pe care o și primiți, pentru că cavalerul de monede asta spune, o persoană care vă dăruiește ceva, ceva stabil. Sunteți la început, dar e ceva stabil. 8 de bâte, o comunicare, ceva vine foarte rapid, o informație, primiți, vorbiți prin mesaje, se mișcă foarte, foarte repede, un succes. 6 de spade. Doriți să plecați undeva, să călătoriți sau vine acest succes de la drum. Vine acest succes de la drum sau plecați undeva. Ia să mai vedem. Magicianul. Da. Manifestați acest început pe care vi se oferă. Îl manifestați, îl doriți. Aveți toate elementele pentru a ajunge la familia fericită, la 10 de monede. Ia să vedem. Aici 8-ul de monede, iar, da. Da, este un nou început plin de pasiune, dorință. Un nou început frumos. Da, se anunță o lună destul de frumoasă. Chiar foarte frumoasă. Este ceea ce vă doriți dumneavoastră. Cu toate că acest 7 de spade vorbește de cineva care se furișează, care își vede propriul interes și... Dar e posibil să fiți dumneavoastră această persoană și să acceptați această ofertă a cavalerului de monede, să ajungeți la familia fericită, la zecele de monede, la stabilitatea mult dorită. Sper să rezonați cu mesajul meu. Vă mulțumesc foarte mult și sper din suflet și vă aștept, bineînțeles, la următoarele etalări. Vă pup și vă îmbrățișez cu mare, mare drag!